Manifestarea unui comportament moral în acord cu valorile religioase este unul dintre obiectivele predării religiei în școli. Acest fapt este contestat în câteva articole de presă aparute recent. Patriarhia Română susține că aceste articole resping, de fapt, ideea de morală publică. Referitor la critica relansată în spațiul media cu privire la prezența orelor de religie în școli, Patriarhia Română reafirmă următoarele. Constituția României garantează libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. Curtea Constituțională a României interpretând în mod constant că predarea religiei în școli are ca temei articolul 32, alineatul 7 din Constituție. Religia predată confesională reprezintă regula în majoritatea statelor europene. Astfel, în argumentarea deciziei Curții Europene, a drepturilor omului din 29 iunie 2007 în cazul Folgerou contra Norvegiei se precizează că statele au dreptul de a difuza prin învățământ sau educație informații sau cunoștințe având direct sau indirect caracter religios sau filozofic. De asemenea, CEDO nu consideră o problemă caracterul confesional al lorei de religie, constatând faptul că în Europa învățământul religios este profund legat de învățământul secular. Dintre cele 46 de state membre ale Consiliului Europei în anul 2007, doar în trei state religia nu este predată în școlile publice. Ora de religie este obligatorie în 25 de state, în restul fiind facultativă sau opțională, iar în majoritatea statelor predarea religiei are caracter confesional. Majoritatea elevilor europene are în programa școlară o oră de religie pe săptămână, însă în țări precum Germania, Austria, Irlanda, Cipru, Grecia, Italia și Croația au câte două ore, iar în Belgia au trei ore pe săptămână. În Germania, spre exemplu, materia religie nu este doar parte din trunchiul comun, ci este chiar obligatorie, organizată de către culte și finanțată de către stat. Predarea este confesională. Situația este similară în Austria, Belgia, Cipru, Spania și Grecia. Pe de altă parte, nu trebuie așezate în opoziție orele de religie cu cele de istoria religiilor. Din potrivă, ele trebuie să rămână distincte pentru că sunt de o potrivă importante. Cunoașterea propriei culturii religioase este o etapă absolut necesară pentru înțelegerea celorlalte religii. Pentru a cunoaște specific altor culturi este nevoie întâi de educarea în propria cultură și tradiție. Altfel, învățământul devine doar o sursă de relativism, sincretist și confuzie. Este ca și cum în școlile românești s-ar învăța literatură universală sau istorie universală, fără studiul prealabil al literaturii și istoriei României. Elevii înscriși la ora de religie au posibilitatea de a se înscrie în liceu și la cursul opțional de istoria religiei manifestarea unui comportament moral în acord cu valorile religioase, unul dintre obiectivele predării religiei, este contestată în câteva articole recente de presă prin care se respinge de fapt ideea de morală publică, noțiune considerată în teoria generală a dreptului a fi unul dintre fundamentele dreptului. De asemenea, este incorrectă și injustă jignirea generalizată a unei categorii didactice profesionale, și anume totalitatea profesoarelor și profesorilor de religie. Aceste persoane realizează educarea religioasă a copiilor în școli din încredințarea peste 2 milioane de părinți care și-au înscris copiii la ora de religie, adică peste 90% dintre copii.